În 2008, la școala din Oboga erau finalizate lucrările de reparații. Acum, pentru că unitatea trebuie să întrunească toate condițiile, inclusiv cele impuse de ISU, vor fi făcute noi investiții. Printr-un proiect finanțat prin PNRR, ce se ridică la suma de 1,5 milioane de lei, clădirea va intra într-un amplu proces de reparare, atât la exterior cât și în interior. Se face placare, tencuire din nou, vopsire, interior se schimbă tot parchetul, instalația sanitară totul că este făcută de mult, adică e făcută din pățeavă și acum a ieșit altceva plastic și trebuie înlocuit. După ce vor fi finalizate lucrările, sălile de clasă vor fi dotate atât cu mobilier nou, cât și cu aparatură IT. Aici vorbim despre două proiecte ce vor fi implementate de către primărie în unitatea școlară. Pe de o parte, dotarea școlii cu aparatură, iar pe de cealaltă parte, achiziționarea unui microbus școlar nou. Avem un proiect pe digitalizare cu dotări cu totul, cu bănci, cu table, cu tot, adică să face calculatoare, imprimante, laptopuri, tot ce este. E proiectul făcut, aprobat, semnat la contractul. Doar trebuie reabilitat, acum când începe reabilitarea, se face și dotare. Pentru microbuzul școlar, ce va fi unul hibrid, primăria va amplasa în localitate două stații de încărcare electrică și acest proiect este unul implementat prin PNRR. Investițiile făcute în infrastructura școlară au un singur obiectiv. Este vorba pentru tinerii, copiii noștri din comuna noastră să aibă, adică tot strictul necesar, toate utilitățile pentru a se bucura de tot ce este frumos și bun. În școala din Oboga învață peste 130 de elevi, iar obiectivul atât al primăriei cât și al dascălilor este acela de a reduce absenteismul și abandonul școlar și de a crește rezultatele elevilor.